Comisia de la Veneția recomandă desfințarea secției speciale de investigare a magistraților. Detalii are Sorina Matei. Sorina, care sunt argumentele Comisiei de la Veneția? Ana, în primul rând, Comisia de la Veneția a dat un aviz care era așteptat de Coaliția de Guvernământ, având în vedere că Stelian Ion, Ministrul Justiției, a sezizat Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept încă din 29 martie acest an cu privire la secția specială. Ministrul chiar a trimis tot proiectul de lege adoptat inițial de Camera Deputaților la Comisia de la Veneția ca să dea aviz pozitiv sau negativ pe acest proiect de lege privind desfințarea secției speciale ce recomandă Comisia de la Veneția recomandă să se înlăture două articole din proiectul de lege votat deja de Camera Deputaților unul dintre ele referindu-se la imunitatea uh, procurorilor și a judecătorilor în ceea ce privește trimiterea în judecată un amendament uh, introdus de UDMR și care a stănit uh, ceartă în Coaliția de Guvernământ și care practic a, a blocat proiectul. Ei bine Comisia de la Veneția în acest moment recomandă eliminarea acestui articol și spune că salută intenția autorităților române de a reforma sistemul judiciar și de a reda atribuțiile procurorilor DNA și DICOT de a investiga magistrații. Deci în acest moment coaliția de guvernământ are undă verde de la Comisia de la Veneția ca să desfințeze SIJ în Parlamentul României. Ce se întâmplă cu proiectul de desfințare al SIJ din parlament? Proiectul este acum în Senat, practic aștepta acest aviz mult așteptat, ca să spun așa, de liderii Coaliției de Guvernământ, în primul rând de Stelian Ion. Probabil va exista o sesiune extraordinară în următoarele zile în Senatul României, pentru că se aștepta acest aviz ca să se declanșeze sesiunea extraordinară de către Coaliție. Probabil se va adopta proiectul de desfințare a SIJ, dar în același timp este foarte posibil ca opoziția să conteste proiectul de desfințare în ciuda avizului Comisiei de la Veneția, pentru că mai există un aviz al CJUE, să conteste totul la Curtea Constituțională și probabil ultimul uh, uh, răspuns, ultim, verdictul pe această desfințare a Sijel vor avea judecătorii Curții Constituționale.